Dragi credincioși români de pretutindeni, Sărbătoarea morții și învierii lui Isus Hristos reprezintă un moment fundamental în calendarul spiritual al umanității. Ea ne amintește că, deși înțelepciunea omenească nu poate cuprinde tot planul lui Dumnezeu, el a fost mereu implicat în creație cu scopul de a împăca omenirea cu sine. Oamenii au încercat să-l întroneze pe Isus ca împărat pe Pământ. Dar Isus a devenit Regele nostru al tuturor, nu datorită minunilor sale, ci datorită jertfei sale, confruntând moartea și biruind-o pentru totdeauna. Deși moartea lui Isus a reprezentat cea mai mare nedreptate săvârșită de omenire și o pierdere fără egal, această moarte a adus omenirii cel mai mare câștig și o binecuvântare eternă. Tot ce s-a întâmplat în Săptămâna Mare a fost după planul lui Dumnezeu. Nimeni nu ar fi putut să ia viața sau să-i facă vreun rău cât de mic. El a îndurat toate patimile în mod voluntar, din dragoste pentru noi. Moartea și învierea Domnului Isus capătă semnificație prin faptul că se reflectă în destinul fiecărui credincios care își pune încrederea în lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos. De 2000 de ani, el continuă să ofere viață și speranță celor care prin credință devin copii ai lui Dumnezeu. La această sărbătoare binecuvântată, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Fiul Său și pentru viața nouă pe care ne-a dăruit-o. Hristos a înviat!